Prin Casa Județeană de Pensii Suceava, începând cu 1 ianuarie 2023, s-a acordat un ajutor financiar pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3000 de lei. Sprijinul bănesc s-a achitat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Ajutorul financiar s-a plătit în două tranșe, în lunile ianuarie 2023 respectiv octombrie 2023. Astfel, la un nivel al veniturilor lunare de până la 1500 lei inclusiv, sprijinul financiar a fost în cuantum de 1000 lei, iar la un nivel al veniturilor lunare cuprinse între 1501 lei și 2000 lei inclusiv, ajutorul bănesc a fost stabilit la cuantum de 800 de lei. În cele din urmă, un ajutor financiar de 600 lei s-a acordat atunci când nivelul veniturilor lunare a variat între 2000 lei și 3000 lei inclusiv. Ajutorul financiar s-a plătit în două tranșe în lunile ianuarie. 2023, respectiv octombrie 2023, la nivelul județului Suceava, acesta sumând 105,60 milioane lei. Drept urmare, potrivit directorului executiv Constantin Boliacu, la prima tranșă, cea din ianuarie, beneficiarii au fost 121.714 pensionari suceveni, aceștia primind ajutor financiar total de 52,91 milioane lei. În octombrie 2023, de sprijinul financiar statuat prin lege, au avut parte 120 82 pensionari, valoarea acestuia ridicându-se la un total de 52 de milioane lei. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar s-a acordat fiecărui urmaș în parte. Persoanele cu loc de ședere sau reședință obișnuită în străinătate nu au beneficiat de acest ajutor financiar. În cazul pensionarilor și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, au încasat diferențe de drepturi bănești cuvenite și neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, drepturile în cauză nu sunt luate în considerare la determinarea plafonului.